Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Anunț de job acum. Bursa locurilor de muncă se caută, e tare anunțul ăsta, fiți atenți, se caută consultant pentru, citez, unul dintre miniștrii cu imagine bună din guvernul Ciucă. Așa sună anunțul. Ce deci, mișto. Unul dintre miniștrii cu imagine bună, ăsta este anunțul. Știm, deci știm condițiile și salariul, fiți atenți așa. Deci anunțul a fost postat pe grupul de joburi de către George Butunoiu, care este unul dintre cei mai vechi headhunter din România. Să trăiți cu deosebit respect, vă salutăm. Căutăm un consultant de imagine digitală pentru unul dintre miniștrii cu imagine bună din guvern. Este textul anunțului de angajare. Nu se menționează despre care dintre miniștrii cabinetului Ciucă este vorba. Și asta mă intrigă. Consilier de imagine digitală, digitală, adică gen care te învață ce să scrii pe rețelele de socializare, nu? Care scrie în locul tău la miniștri, nu în față pe miniștri. Sau mă rog, ce să scrie. Dar tu, pe tine nu te intrigă, lasă asta cu consultant imagine digitală. Pe mine mă intrigă asta. Care este ministrul cu imagine bună din cabinetul Ciucă? Încerc, care are nevoie? Mii de scuze, nu cunosc aproape niciun ministru. Ciucă, știi cine e? Primul ministru. Domnul prim-ministru. Să trăiți și la dânsul că e fost... Eu știu pe domnul Rafila de la Sănătate, că sunt necazuri cu sănătatea. Mai are imagine bună? Pe domnul de la Educație, Sorin Câmpeanu. Necazuri cu educația. Necazuri mari cu imaginea. Educație nu mai e doamna Cati, mă scuzați că întreb. Doamna Cati nu mai. Și mai știu de un domn care... Căciu, dar da. Știu doar după nume, nu știu finanț. Cum arată, nu știu ce crampoartă, cum se zice. Finanțe. Sigur, n-are imagine bună dacă e de la finanțe. Da. Are și ghinion. Asta e tot ce știu. Poate domnul Aurescu, nu știm. Bun. Deci consultantul trebuie să facă următoarele lucruri. Redactarea textelor pentru postările de pe site și canalele social media. Deci trebuie să scrie. Să facă texte. Da, cine e ministrul la justiție? Așa, Predoiu. Ah, am vrut să te încui, deci îi știu pe toți. Nu, pe Predoiu, nu îi știu pe toți, sincer, sunt... Poate la doamna Firea. Are imagine bună doamna Firea? A, că e ministru, bravo. Da. Cred că recuperează imaginea bună. Doamna Firea, cred că prin comparație. Ce, domnul Zav, vrei să zici ceva? Nu, are cea mai bună, doamna Firea are cea mai bună imagine din câte... Da. După care, mai trebuie să fac așa, administrarea canalelor social media, adică nu doar scrii, ci și administrezi. Creare, dezvoltare, întreținere, optimizare, SEO. Știi SEO? Nu. N-ai nicio șansă. Dar ce înseamnă? Search Engine Optimization. Ok. Nou angajat va participa la toate întâlnirile importante ale ministrului, în țară și în străinătate, va fotografia, va filma, va edita materialele filmate, va conspecta punctele esențiale ale întâlnirilor și evenimentelor la care participă, va redacta textele de prezentare și le va posta pe canalele de care se ocupă. Deci o plictiseală îngrozitoare. Adică, cred că mori de plictiseală, te duci în toate întâlnirile alea. Mai prinzi trebuie... niște deplasări și dacă prinzi un ministru Dibaci, o să vezi lumea. Vor fi multe deplasări împreună cu ministrul. Iată. Scrie anunțul, inclusiv în străinătate, pentru a participa la bla bla, nu știu ce. Și acum e așa. Deci pentru experiență în două din cele trei domenii. Adică să poți să redactezi și să administrezi, de exemplu, astea sunt două din trei. Sau să administrezi și să participi, de exemplu. Dacă poți să administrezi și să participi, la fel, sunt două. Ok. Da. Pentru asta salariul e de 4500 de lei net, lunar. 1000 de eurici. Mă rog, puțin mai puțin. Program acum, flexibil? Nu, program super flexibil după ministru. După cum dorește ministru. Ești ca șoferul domnului ministru. Unde se duce dânsul, te duci și tu. Înțelegi? Pentru experiență în toate cele trei. Deci știi să scrii, știi să administrezi, știi să și filmezi poze și să umbli cu dânsul. 6100 de lei net sau mai mult. A? Aici este treaba. Deja e interesant. 6100... Depinde ce prinzi, eu cred că aici e foarte important. De-aia nici nu spun cine e ministru. Că dacă prinzi unul ca Boc, stătea, din ce știu eu, prin guvern până noaptea, ai pus-o, adică nu merită de ranjiu, clar. Nu mai bine întrebăm noi pe Facebook, cine o fi domnul ministru? Prinzi unul plimbăreț. Plimbăcios? Nu cred că e doamna Firea, că din câte observ, doamna Firea își administrează singurile. Doamna Firea ține pe biserică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.